Au intrat pensiile pe cart, astăzi, 12 septembrie. Pensionarii pot să verifice conturile. Astăzi, 12 septembrie 2024, au fost virate în conturile pensionarilor pensiile recalculate. Cei care și-au ales să primească pensia prin bancă vor vedea bani în cont, după ce ieri au fost trimiși către bănci. Pensii intră pe cart, astăzi, 12 septembrie 2024. Astăzi, 12 septembrie 2024, au fost virate în conturile pensionarilor pensiile recalculate. Cei care și-au ales să primească pensia prin bancă vor vedea bani în cont, după ce ieri au fost trimiși către bănci. Au transmis cei de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMSS. Pentru pensionarii care își primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea a început deja pe 2 septembrie 2024. Din cele 4,6 milioane de pensii din sistemul public, aproximativ 82,5% au crescut după recalculare. Toate plățile sunt finalizate, ceea ce arată că nicio pensie nu a scăzut. Legea pensiilor are ca scop corectarea diferențelor dintre pensionari și întărirea principiului contributivității. E asigură atât creșterea anuală a pensiilor, cât și predictibilitatea pentru pensionari și angajați. Din totalul de 4,6 milioane de pensii din sistemul public, Aproximativ 82,5% au crescut la recalculare. Finalizarea plăților este confirmarea că nicio pensie nu a scăzut. Scopul legii este eliminarea inechităților între pensionari și întărirea principiului contributivității. Legea asigură creșterea anuală a pensiilor, dar și predictibilitate atât pentru pensionari cât și pentru angajați. A dat asigurări Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale. Câte mult au crescut pensiile după recalculare? După recalcularea pensiilor, numărul pensionarilor cu pensii între 1000 de lei și 2000 de lei a crescut de la 21.581 21 la 26.508, adică cu 4.927 mai mulți. Cei cu pensii între 2001 de lei și 3.000 de lei au crescut de la 14.747 la 17.050, ceea ce înseamnă un plus de 2.303. Au fost creșteri semnificative și la pensiile cuprinse între 3.000 de lei și 4.000 de lei. U4 150. Numărul celor cu pensii între 4.000 de lei și 5.000 de lei s-a dublat aproape, de la 2.282 la 5.378. Pensionarii cu pensii între 5.000 de lei și 6.000 de lei au ajuns la 2.365. U1 551, iar cei cu pensii între 6.000 de lei și 7.000 de lei sunt acum 1.009. 436 de pensionari primesc acum pensii între 7001 de lei și 8000 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 235 față de perioada anterioară. După recalcularea pensiilor, numărul celor care primesc peste 8000 de lei s-a dublat, ajungând la 452 de persoane. Cu toate astea, județul Vrancea rămâne printre cele cu cele mai mici pensii medii din țară, alături de județul Botoșani. Din totalul pensionarilor din județul Vrancea, peste 60%. 43.558 de persoane primesc pensii sub 3.000 de lei, care nu sunt impozitate conform noi legi. Aceste date arată că, deși au fost creșteri importante pentru pensiile mai mari, cei mai mulți pensionari din France au pensii relativ mici.